Un proiect important în domeniul sănătății, dotarea unității de primiri urgențe a Spitalului Județean, nu s-a bucurat de sprijinul tuturor consilierilor județeni. Proiectul supus la vot în cadrul ședinței de astăzi a primit 8 abțineri din partea aleșilor PNL. Aceștia au contestat în cadrul ședinței anumite informații cuprinse în proiectul de hotărâre, iar la un moment dat au solicitat o pauză pentru consultări. Noi, grupul PNL, avem dreptul să ne retragem pentru consultări 2 minute, vă rog frumos să vă rog. În 2 minute încep, să știți. Încep fără dumneavoastră în 2 minute. Reacția lor la aprobarea proiectului de reabilitare a UPU a fost taxată imediat de unul dintre colegi. Orice minut pentru un om înseamnă enorm și tu să te opui. Faptul că nu vii la comisie și nu te interesează e altă problemă, domnilor. Asta fac consilierii PNL. Nu vii la comisie. Ar fi trebuit să vină la ședință informați, a explicat Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean. Eu le-am reproșat faptul că de fiecare dată la ședințele de comisie nu pun întrebări și nu cheamă aparatul de specialitate, dar vin cu astfel de întrebări în plenul ședinței pentru că sunteți dumneavoastră presa aici și vor să arate cât își fac ei de bine treaba. Eu le-am solicitat de fiecare dată și pentru cursivitatea ședinței de Consiliu i-am rugat ca la ședințele de comisie, atunci când dau nelămuriri, neclarități și întrebări, să cheme personalul din Consiliul Județean să pună astfel de întrebări, ca în timpul ședinței doar să aprobăm sau să respingem acele proiecte în funcție de oportunitatea pe care grupul politic din cadrul Consiliului Județean o consideră. Consilierii județeni ai PNL s-au abținut și la votarea unui proiect care vizează reabilitarea mai multor drumuri județene prin Programul Național de Dezvoltare Locală.